De Crăciun se țin lanț, în pensiuni este zarvă mare după noaptea albă din ajun în care turiștii și-au primit cadourile și au gustat din toate bunătățile pregătite de gazde. Distracția e departe însă de sfârșit. Ionela Lucan este la o pensiune din Maramureș. Bună seara, Ionela! La câta petrecere au ajuns turiștii? Bună seara, a fost cu adevărat atmosferă de sărbătoare astăzi la Cavnic. Turiștii s-au bucurat atât de zăpadă, dar și de tradițiile din această zonă, care spre deosebire de alte locuri aici încă se mai respectă. Avem aici una dintre participante la distracție. Bună seara, cum a fost Crăciunul pentru dumneavoastră? Bună seara, am primit Crăciunul într-adevăr în adevăratul sens al cuvântului. Am mâncat mâncare tradițională, am primit colindători, am făcut foc de tabără, am podobit bradul. Omul de zăpadă care se și vede, a fost ceva extraordinar. Iar distracția nu este nici pe departe, aproape de a se fi încheiat. Haideți să vedem însă cum a fost ziua de Crăciun pentru acești oameni. Turiștii n-au vrut să se odihnească după petrecerile din ajun și nu pentru că i-ar fi speriat costumele colindătorilor. Și alungă spiritele rele din Cavnic. Mergem la oameni prin casă. În bucătărie e zarvă mare. Lângă oala cu borș stă la loc de cinste o oală la fel de mare cu vin fiert. Am fiert cartofii ca să facem cartofi aurii. Am pregătit grătarele, focul este încins. Oaspeții nu se fere să dea o mână de ajutor. Doar au bătut jumătate de țară să trăiască un Crăciun autentic în Maramureș. Noi mergem mai repede că suntem la Oltenia. Rezultatul e o masă bogată. Mă, nu mai mânca, vorbește. Respiră. Bine ați venit în Maramureș. Bine v-am găsit. Servim un pahar de horincă. Sănătate! Un acum! Poate cel mai mare dar pe care l-a adus noaptea Crăciunului în Bucovina au fost fulgii de nea. Nu prea se înghesi lumea la pârdie. Ce s-a întâmplat? Nu prea, că nu sunt telescaune la de drumul. Mai pe jos, așa, mai mișcare. Foarte bine, neașteptat de bine. Nu ne gândeam că o să prindem zăpadă anul ăsta. Cine a adus Moș Crăciun? Ne-a adus Crăciun în Bucovina. Gazdele din pensiune au profitat de atoul dat de vreme. Au hămat caii la sanie și au pus prețurile de sărbătoare. 10 lei de persoană. Deci până la Vorneț și înapoi, 10 lei de persoană. Da. Pofticioșii care...